primele 6 versete de Isaia spune: totuși, întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. După cum în vremurile trecute a acoperit cu ocară țara lui Zabulon, țara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ținutul de lângă mare, țara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină. Peste cei ce locuiau în țara umbrei morții, răsare o lumină. Tu mulțești poporul, îi dai mari bucurii și îl se bucură înaintea ta cum se bucură la seceniș, cum se veselește la împărțirea prăzii. Că jugul care apăsa asupra lui, toiagul care îi lovea spinarea, nu iau acelui ce l-a supria, le-a sfârmat ca în ziua lui Madian. Căci orice încălțăminte purtată în vălmășala luptei și orice haină de război tăvălită în sânge vor fi aruncate în flăcări ca să fie arse de foc. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi Minunat, Sfetnic, Dumnezeu Tare, Părintele Veșnicilor, Domn al Păcii. Amin. Amin. Haideți să spunem împreună cu toții versetul 6. Căci un copil mi s-a născut, un fiu mi s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi Minunat, Sfetnic, Dumnezeu Tare, Părintele Veșnicilor, Domn al Păcii. Amin. Cu pas locurile. Săptămâna asta, ca de fiecare dată, mă uit peste mesajele de anii trecuți. Și am avut o oarecare reproș față de mine când am întâlnit unele mesaje prea tehnice. Mai ales că zilele acestea am interacționat cu câteva gospodine. Și dacă paradigma este asta, că mai ales femeile au lucrat, nu e, nu știu ce, poate chiar n-au scos cărbuni sau n-au forat după petrol sau așa, dar în rest toate muncile le-au făcut. La ora asta, când încep să vă vorbesc, m-am gândit că textul cel mai bun de predică ar fi Psalmul 4:8. Eu mă culc și adorm în pace, că nu mai tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Sigur că este o luptă să știm să echilibrăm tot ce înseamnă Crăciun culinar și celelalte cu adevăratul festin, cu esența sărbătorii, cu așezarea ca și Maria la picioarele Domnului. Și ne împărțim între Maria și Marta. Și mai tare este Marta. Dar Domnul să ne dea putere să înțelegem că un singur lucru trebuie. Și anume să ne așezăm la picioarele Domnului. Amin. Isaia și-a scris doar deznot puțin lucrurile de la ultima predică de aici, de anul trecut. Isaia scrie profeția într-o perioadă tulbure. Profețiile lui cu privire la Iuda și Ierusalim aveau să se împlinească la peste 100 de ani după moartea sa. Însă, unele profeții cu privire la regatul de nord s-au împlinit chiar înaintea, în timpul vieții sale, înainte de moarte. În esență, mesajele lui Isaia anunță judecata lui Dumnezeu din cauza păcatelor poporului. Și, ca de fiecare dată, acesta este mesajul unui profet, că izbăvirea, mântuirea nu va veni înainte ca să existe ce? O pocăință sinceră, adevărată, din partea poporului. Însă, pentru că poporului îi va fi imposibil să iasă de unul singur din mocirea păcatului, izbăvirea și răscumpărarea aveau să vină din partea robului Domnului, cunoscut ca și Mesia. Astfel că profețiile, pe lângă anunțarea judecății aspre și a pedepsei lui Dumnezeu, erau împletite cu promisiunea, cu speranța venirii unui Mântuitor în persoana lui Mesia, în persoana Domnului. Acum,
Tabloul despre care vorbește și pe care îl zugrăvește Isaia este extrem de sumbru. Așa că ceea ce se spune acum în capitolul 9 vine ca și o oază în mijlocul deșertului. Promisiunea făcută de către Dumnezeu prin gura lui Isaia era că în mijlocul acelui întuneric moral, spiritual, va veni izbăvitorul, va veni Mesia. Și venirea lui va aduce schimbările atât de necesare pentru ca poporul Domnului să experimenteze binecuvântarea, bucuria, mântuirea, prosperitatea spirituală și speranța. Așa că nașterea lui Hristos, venirea lui pe pământ, coborârea în iezle, au făcut posibile toate aceste promisiuni vestite cu aproape 700 de ani înainte. Și din primele 5 versete ne-am uitat și am văzut ce a schimbat venirea lui Hristos Mesia. Întunericul a fost schimbat cu lumina. Tristețea a fost schimbată în bucurie. Robia a fost schimbată cu libertate. Iar hainele vechi au fost schimbate cu altele noi. Adică statutul de oameni păcătoși a fost schimbat cu statutul de oameni cum? Făcuți, considerați în ochii lui Dumnezeu neprihăniți. Adică fără păcat. După ce a scris despre ce va schimba venirea lui Mesia, Isaia aduce în atenție câteva lucruri importante despre persoana lui Mesia. Și în versetul 6, el vorbește despre gloriile lui Hristos. Și primul lucru, el menționează, predicatorii de regulă le citesc la pachet aceste texte. Mi-am promis că atunci când mă voi apropia, îl voi lua pe fiecare separat. Calvin Coolidge a fost cel de-al 30-lea președinte al Statelor Unite. Și a început mandatul în 1923. El se spune că a fost era foarte original prin faptul că era zgârcit la vorbă. El nu prea vorbea. Însă era un om deosebit de religios. Era credincios. El mergea fiecare duminică la biserică. Încă în 1923 se mergea serios la biserică, în statele protestante. Și odată, într-o dimineață, la amiază, a venit acasă și soția lui la tot la descusut, femeile să... Despre ce-o zis pastorul? Ce-o vorbit? Ce? Și el foarte, așa, răspunsul din asta evazivă, a vorbit despre păcat. A bine, și ce-a vorbit despre păcat? Că e contra. N-aș vrea să vorbim atât de multe lucruri de Crăciunul acesta, însă aș vrea să rămâneți cu primul nume al lui Hristos Mesia, și anume faptul că oamenii îl vor numi minunat. Acum, știu că atunci când avem de-a face cu superlativele, întâmpinăm o problemă serioasă. Cred că păcatul nostru de astăzi, printre multe alte păcate, este că folosim cu mult prea multă ușurință superlativul. Apropo, cuvântul minunat este un superlativ. Pentru că nu suportă grad de comparație. Cel mai minunat este un pleonat. Nu se poate. Cel mai frumos, da. Cel mai frumos, de fapt, înseamnă minunat. De aceea, minunat este un superlativ. Eram copil. Și adolescent. Și mi-aduc aminte discuția de persoane. Vă dați seama că nu pot să pronunț numele și nu contează lucrul acesta ca să protejez identitatea. Însă, discuta cu fratele meu mai mare, cu Savu. Pe vremea aceea, nunțele se făceau sâmbăta. Și parcă îl văd și acum, zice, mă, Saule, am fost aseară la nuntă, la cutare. Mă, îți spun drept, mă, au avut un vin minunat. Acum, frați și surori, înțelegeți care este problema? Dacă bradul este minunat, dacă cozonacul este minunat, dacă prăjiturile sunt minunate, dacă friptura este minunată, sarmalele sunt minunate, artificiile sunt minunate, ce ne mai rămâne să spunem despre Domnul? Sunt lucruri, cuvinte, pe care eu nu le rostesc
sau nu le spun altor femei. Le-am rezervat pentru Mihaela. Este singura femeie din lume care aude din gura mea cuvintele acelea. De ce n-ar fi așa și pentru Domnul? Și vedeți, în felul acesta noi am dezgolit aceste cuvinte cu o încărcătură extraordinară și le folosim cu ușurință. Conform dicționarului, minunat înseamnă ceva care este ieșit din comun prin aspect și însușire. Ceva sau cineva care uimește prin frumusețe, prin strălucire, încântător, splendid, foarte bun, excepțional. Cu alte cuvinte, ce a spus Isaia este că atunci când vom privi înspre Hristos Mesia, vom spune despre El că este cu totul ieșit din comun prin aspect și însușire. Uimește prin frumusețea Lui morală. Este încântător, splendid, foarte bun, excepțional. De regulă, felul în care folosim noi aceste expresii nu au acoperire în realitate. Cu toții știm asta, nu? Când lăudăm pe cineva. Cum îmi stă? Excepțional. Excelent. Dar totuși, nu, acum, dacă tractorul pe ușă, mă fere, chiar te întreb serios. Dacă nu, un pic la defenestrez. Apropo, asta însemna că atunci când am fost la Praga, în practica protestanților, trec de fenestrare. Așa au găsit ei să... Era aruncatul de pe fereastră, de la etaj. Dacă verifac, pe catolici, de regulă, de fenestrau. Iisus Hristos însă se califică pe deplin în privința atribuirii titulaturii de minunat. Din ce motive îl putem numi pe Iisus Hristos minunat? Haideți să uităm în câteva momente și apoi, sigur că vom fi provocați să îl numim așa, pentru că Isaia spune, îl vor numi, vor spune despre el că este minunat. Și să putem spune că dincolo de tot ce ține de, lucrurile secundare ale sărbătorii, să ne concentrăm toată atenția înspre Domnul Iisus Hristos și să declarăm că este minunat. Poate între timp că ar face un exercițiu să ne gândim la toate cântările pe care le știm despre Iisus Hristos ca și minunat. În primul rând, Mesia Hristos este minunat prin persoana Lui. Iisus Hristos este cu totul ieșit din comun, excepțional, datorită persoanei sale. Isaia a spus despre El că un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat. S-a referit la doi? Da sau nu? Vorbea despre același... Dar ce era diferit? Sigur că afirmând acest lucru, El vorbea despre natura dublă a Lui Hristos. În timp ce menționarea copilului este referința la umanitatea sa, fiul era sublinierea divinității sale. Nu a existat și nu va exista altă ființă asemenea lui Hristos, datorită persoanei sale unice. El este minunat. Pavel spunea în Romani, capitolul 1 despre el, Pavel chema să fie așa, a fost chemat să vorbească Evanghelia lui Dumnezeu, ea privește pe Fiul Său, născut din sămânța lui David, în ce privește trupul, iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu în învierea morților, adică pe Iisus Hristos, Domnul nostru. Într-adevăr, copilul născut în Iezle era Fiul Mariei, adică 100% om, dar în același timp, cel născut în Iezle era Fiul Etern al Tatălui Dumnezeu, din Dumnezeu adevărat. Hristos a venit la noi ca om pe deplin, pentru ca să poată suferi și să poată muri. Dar a rămas Dumnezeu pe deplin, căci numai Dumnezeu putea să ne mântuiască. De aceea, persoana Lui este minunată, slavă Lui. Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este Cel care există din totdeauna și pentru totdeauna și a rămas neschimbat în esența Lui. În starea preîncarnată purta același nume. Am avut denumărate predici în care am arătat în Vechiul Testament că numele de generic de Îngerul Domnului este identificat cu persoana lui Iisus Hristos înainte de întrupare. Când i-a întâlnit pe părinții lui Samson, la cererea tatălui lui Samson, mama, care zicea, cine ești în Judecător 13 cu 18, Îngerul Domnului
răspuns pentru ce îmi cer numele. El este minunat. El este minunat. Noi suntem cuprinși de înfiorare, frați și surori, prieteni dragi, când înțelegem că cel venit în Iezrea din Betleem este cel veșnic în persoana singurului său fiu. Corul a cântat atât de frumos, zicea, în Iezrea este însuși Dumnezeu. Dumnezeu. Prin Domnul Iisus Hristos. Minunea minunilor este că în Iezrea aceea umilă a coborât Dumnezeu însuși. Slavă Lui. Cine înțelege că acolo este toată slava lui Dumnezeu, nu va putea decât să exclame cu adorare că Iisus Hristos este minunat. Minunat. Amin. Minunat prin persoana Lui. Dar de asemenea, Hristos, Mesia, este minunat prin caracterul Lui. Privindu-L de aproape, așa cum este zugrăvit în Cuvântul lui Dumnezeu, cel mai potrivit nume, cuvânt în dreptul caracterului Său, este minunat. Fiul lui Core, Psalmul 45, este un psalm mesianic. Uitați cum începe acest psalm, descriindu-L în mod evident pe Domnul Iisus Hristos. Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă și zic, lucrarea mea de laudă este pentru împăratul. Capana unui scriitor iscusit să-mi fie limba. Apoi spune, tu ești cel mai frumos dintre oameni. Adică ești minunat. Acesta, când intră în lume, Fiul lui Dumnezeu alege un trup ca al nostru, o natură ca a noastră, o condiție umilă, ca celor mai oropsiți dintre noi. Și asta scrie în Evrei, capitolul 10, versetul 5 și 7. Uitați ce, cum descrie autorul cărții Evrei. De aceea când intră în lume, el zice, tu n-ai venit nici jertfă, nici prin os, ci mi-ai pregătit un trup. N-ai primit nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis, iată-mă că vin. În sulul cărții este scris despre mine. Vin să fac voia ta, Dumnezeule. Când privim spre cel născut în Iezle, nu se poate să nu fim copleșiți de smerenia Lui, de bunătatea Lui, de dragostea Lui și de mila Sa nemărginită. Hristos, prin caracterul Său, întruchipează perfecțiunea Lui Dumnezeu. Și acesta este adevărul. Cum a fost Iisus Hristos pe pământ, exact așa este Dumnezeu în cer. Evident, afirmația se referă la caracterul lui Dumnezeu. Asta spune Ioan, în prologul Evangheliei sale. Ioan, capitolul 1, versetul 18. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul lui Fiu, care este în sânul Tatălui. Acela l-a cunoscut. Sau puteți citi în Ioan 14, versetul 8 și 9, atunci când Filip zice, Doamne, arată-ne pe Tatăl și ne va fi de ajuns dorința de când există omul să-L vadă pe Dumnezeu. Și sunt sigur că în cuvintele Domnului a fost și o undă de reproș. De atâta vreme sunt cu voi, Filip, și nu m-ai cunoscut, urmează cuvintele. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Sunt două persoane distincte, evident. Dar, cum a fost Hristos pe pământ? Exact așa este Dumnezeu în cer, în privința caracterului Său. Dacă Îl cunoști pe Iisus Hristos, dacă ai fost interesat să afli amănunte despre caracterul Lui, cu siguranță că te vei alătura profetului Isaia și mulțimii credincioșilor care conștienți de perfecțiunea și caracterul absolut al lui Iisus Hristos declară cu toată fermitatea că în privința caracterului Iisus Hristos este minunat. Amin. Minunat prin persoana Sa. Minunat prin caracterul Său. Și la treilea rând, Iisus Hristos, Mesia, este minunat prin lucrările Lui. Lucrările Sale au fost și rămân minunate. Lucrarea Lui Hristos în creație a fost minunată. Ioan Îl prezintă ca și Logosul, Verbul Divin, prezent acolo la creație. Și noi nu încetăm celor care, numai celor care le place natură, să ne minunăm de creația Lui Dumnezeu, da? Și David, și eu nu eram modest deloc, dar nu
spectacol, vorbea generic, ca și om. Te laud că sunt o făptură atât de minunată. Lucrarea lui Hristos înainte de întrupare a fost minunată. Lucrarea lui Hristos la întrupare a fost minunată. Lucrările din timpul vieții pământești au fost minunate. Cum să nu fie această lucrare minunată? Când Domnul Domnilor vine pe pământ la noi și ce lucrare minunată că acceptă să vină într-o iesle ca să aibă acces oricine la El, și bogatul, și săracul. Lucrările din timpul vieții pământești au fost minunate. Uitați ce spune Luca 13, versetul 17. Pe când vorbea El astfel, toți potrivniciulii au rămas rușinați și norodul se bucura de toate lucrările. Cum? Ce lucrări? De toate lucrările minunate pe care le făcea El. Când a făcut o vindecare miraculoasă, Marcu 7 cu 37, se spune că erau uimiți peste măsură de mult și ziceau, toate le face de minune. Poate mai sunt unii dintre care s-au făcut de minune vreodată. Dar Domnul Iisus Hristos toate le făcea de minune. Lucrări minunate. Ce să mai vorbim despre lucrarea Lui de mântuire? Care a fost și rămâne o lucrare? Ce ați putea spune despre ea? Că este, dacă ar fi să ziceți într-un cuvânt, că este minunată. Slavă Domnului! Unui an trei copii, Lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. În Matei 21 cu 42 întreabă Domnul Iisus, n-ați citit niciodată în Scripturi piatra pe care au lepădat-o zidare a ajuns să fie pusă în capul unghiului? Domnul a făcut lucrul acesta și este minunat în ochii noștri. Evident, referire cu privire la lucrarea de mântuire pe care avea să o facă Domnul Iisus Hristos. O lucrare minunată. Slavă Domnului pentru aceasta. Voi însă, spune Petru 1, Petru 2 cu 9, sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric. La ce v-a chemat? La lumina sa minunată. Slavă Domnului! Amin. Mântuirea este lumina sa minunată. Că în trecut nu am văzut. Dar acum mi s-au deschis ochii și îl putem vedea pe Domnul Slavei. Amin. Amin. Din acest motiv, mulțimea biruitorilor fiare, care sunt descriși în Apocalipsa, că au găsit potrivit să cânte o cântare în cinstea Mielului. Și cântarea asta despre ce credeți că vorbește? Nu puteau, cred că, nu numai o cântare, vom cânta milioane de cântări în cinstea Domnului. Dar în Apocalipsa 15 cu 3 se spune că ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, și cântarea Mielului. Și ziceau, mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule Atotputernice. Drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor. Amin. Amin. Frați și surori, într-adevăr, haideți să ne gândim un pic, dacă ne-am revenit cât de cât și dacă ne putem concentra înspre cuvânt. Cum am putea să calificăm mai prejos de minunată o asemenea lucrare măreață prin care Fiul lui Dumnezeu vine în lume să sufere, să moară pentru noi păcătoșii? Cum să nu numim minunată lucrarea prin care Iisus Hristos ne scoate de sub condamnarea și pedeapsa veșnică, strângându-ne în împărăția sa binecuvântată? Cum să nu numim minunată lucrarea prin care Hristos, Fiul lui Dumnezeu, poate ierta un păcătos ca mine? Și lucrul acesta nu datorită meritelor mele, ci pur și simplu datorită dragostei sale jertfitoare. Pur și simplu pentru că așa vrea El. Nu este aceasta o lucrare minunată? Slavă Domnului că este. Adevărul este că nu putem decât să ne plecăm plin de recunoștință, alăturându-ne mulțimii din Apocalipsa și să exclamăm și noi, haideți să spunem cu voce tare cântarea aceea din Apocalipsa 15 cu 3, cu mulțimea aceea care recunoaște că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este minunat prin lucrările sale. Mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule Atotputernice. Drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor. Amin. Ce lucrări
Slăvit să fie Domnul pentru lucrul acesta. Dar Hristos Mesia este minunat și prin poziția Lui. Vedeți, în zilele noastre atât ai dăm cu pruncul și ai cu pruncul și cu pruncul. Ama, nu cred că în fiecare predică trebuie spus că și mai înalt e câteodată aia, cel puțin, n-am când să-i cer să se nască în inima mea. Mai ai odată, nu mai ai, treci, bai în gara noastră mică. Mai mă rog că e vorbe asta. Deci, s-a întâmplat lucrul acesta. Putem spune, ca și copiii ai Domnului, care ne-am întâlnit cu El, că Iisus Hristos, am fost mântuit și acum unde este Iisus Hristos? În ce? Spiritual. Și cu trup. Și spiritual, vorbim prin cum? Prin intermediul Duhului Sfânt, că numai dacă folosim cuvinte din Biblie, că mă voi întoarce iarăși la voi, da? Ne vom locui împreună cu El, cu Duhul Sfânt. Și atunci este în noi. Cine nu a avut un moment al întâlnirii cu El, trebuie să se împace cu El, să se pocăiască. Amin. Ar conveni, de aceea cred că și place atât de mult Crăciunul, în care oamenii zic că și Crăciunul așa, o sărbătoare de familie, de așa. Poate fi o sărbătoare de familie. Eu cred că dincolo de asta, nu cu familia are de-a face. Crăciunul are de-a face cu păcatul. Cu păcatul din noi. Noi să-l botezăm așa, făinuț, așa, frumos, așa, numai, să nu... Când e numai copilaj acolo, Hristos nu incomodează. Dar Iisus Hristos a crescut ca, și vedeți, chiar și aici, tocmai de aceea, pentru că întâlnirea cu persoana Lui ca și om, poate să te înoare cu confuzie. Acolo un copilaj așa drăgălaș, dar capacitatea creștinului matur, apelul la inteligența Lui, la intelectul, este să pătrundă dincolo de natura Lui umană, să înțeleagă natura Lui divină, 100%, Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. De aceea, magii când au venit acolo, nu așa cum se practicează, ei n-au făcut acolo filantropie. Oh, așa e, să se izbească de tonând Melchior Baltazar, dacă așa îi chema, nu știu ce mitare milă de el, trebuie să facem un telefon la televizor, da? Să-l ajutăm cumva săracul. Ești pepă și ceva. Ei știți ce au făcut când au lăsat Ortămâie și Zmirnă? Un an de zile, la Crăciun am predicat despre ce înseamnă Ortămâie și Zmirnă. Aceea nu era filantropie. Și ce era? Era închinare. Pentru că eu am avut capacitatea să pătrundă că acel copil este Dumnezeu. Amin. Așa că, odată venit pe pământ, Iisus Hristos a dus la îndeplinire o lucrare minunată, drept pentru care El ocupă în prezent cea mai înaltă poziție din acest univers. Domnul Iisus este minunat prin poziția Lui. Nu vorbesc mult, numai vă citesc două pasaje. Filipeni 2, 6 la 11. El măcar, Hristos, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși. Ci și-a luat chip de rob. Făcându-se, a renunțat să exerce. De asta înseamnă, nu la natura divină, nu putea renunța la Dumnezeu, rămâne Dumnezeu. Dar a renunțat să exercite unele atribute divine. Înțelegeți? Ca și Dumnezeu putea să nu-i fie foame. Că El face mâncare. El face net lucrurile pe care noi le mâncăm. Da? Noi facem mâncare din ele. Dar asta înseamnă acceptat. El care a Lui este pământul cu tot ce este pe El. Putea să-și facă un palat din aur. Temperatura potrivită pentru de incubator, dacă vreți, pentru venirea pe lumea nevelată, Ema, dar a acceptat să vină în este. De bună voie să nu exercite anumite atribute divine. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte. Și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume. Expresia originală merge tot aici. Minunat. Care nu poate fi descris. Pentru ca numele Lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava Lui Dumnezeu Tatăl. Că Iisus Hristos este Domnul. Amin. Amin. Sau
evrei. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci multe rânduri și multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și viacurile. El, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățarea păcatelor și așezut la dreapta, așezut, nu că acum nu așa de, este la timpul aurist care pune accentul pe faptul că s-a întâmplat lucrul acesta. La dreapta măririi în locurile prea înalte, ajungând cu atât mai presus de îngeri, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Mult mai minunat decât al lor. Și îngeri au nume frumoase. Nu le știm pe toate. De Arhanghelul Mihail, știm, de Gavril, da? Nu mai știm ce nume mai au. Dar nu atât cum îi cheamă pe ei, ci ce stă în spatele numelui lor și a funcției pe care o au, a poziției pe care o ocupă. Dar, dincolo de orice poziție, de rang, din acest univers, Domnul Iisus Hristos a moștenit un nume ca Fiul Etern al Tatălui, mult mai minunat decât al lor. Căci căruia dintre îngeri a zis El vreodată, tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut și iarăși eu îl voi fi Tată și El îmi va fi Fiul. Datorită calității sale de Fiu, precum și ca de singurul Fiu al Lui Dumnezeu, precum și ca urmare a lucrării sale, Iisus Hristos a primit cea mai onorantă poziție din univers. De aceea El este minunat prin poziția Lui. La Crăciun ne amintim că a fost în iesle. Dar El nu mai este în iesle. El este în cea mai înaltă poziție care poate exista. Este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Amin. Și încă un lucru, probabil sunt mult mai multe, dar Hristos Mesia este minunat prin destinul Lui. Destinul Lui este unul etern. Ma, ca să nu comitem o eroare teologică, noi nu putem vorbi despre destinul Lui Dumnezeu așa cum vorbim despre destinul oamenilor. Destinul Lui Dumnezeu este determinat doar de El însuși. Nu vine din afara Lui. Și nu este condiționat de nimic. Dumnezeu există dintotdeauna și pentru totdeauna, de aceea El își determină propriul destin. Iisus Hristos va domni pentru totdeauna peste toate lucrurile. Acesta este destinul Lui. Să împărățească. Domnia sa va fi plenară, absolută și eternă. Apocalipsa 19, de la versetul 11. Am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce stătea pe el se cheamă cel credincios și cel adevărat. Și el judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca bara focului. Capul îl avea încurunat cu multe cununi împărătești. Și purta un nume scris pe care nimeni nu știe. Decât numai el singur. Cu siguranță că este minunat. Sigur că da. Era îmbrăcat cu haină înmuiată în sânge. Numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Oștile din cerul urmau călare pe cai albi, îmbrăcate cu insubțire, alb și curat. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu un deac de fier și va călca cu picioarele teascul vinului mânia aprinse a Totputernicului Dumnezeu. Pe haide și pe copță avea scris numele acesta. Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor. Apoi în Apocalipsa 21, versetul 5 cu 7. Cel ce ședea pe scaun de domnie a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a zis, scrie. Fiindcă aceste cuvinte sunt vrecele crezut și adevărate. S-a isprăvit. Eu sunt Alfa și Omega. Începutul și sfârșitul. Celui ce este sete îi voi da să bea, fără plată din izvorul apei vieții. Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi Fiul meu. Apocalipsa 22 cu 13. Eu sunt Alfa și Omega. Cel din tâi și cel de pe urmă. Începutul și sfârșitul. Minunat prin destinul Lui. Să domnească plenar, absolut și etern. Vestea extraordinară este că toți cei care s-au încrezut în Hristos în vederea mântuirii vor fi împreună cu El în această împărăție minunată.
Destinul tuturor celor ce cred în vederea mântuirii și ascultă de El este împletit. Este legat de destinul minunat al lui Hristos Mesia. Dacă ești al Lui, dacă El are destin minunat, este greu de aflat ce destin ai tu? Ha? Dar cum este? Ce destin ai? Ha? Cum? Minunat. Minunat. Isaia a spus despre Mesia că domnia va fi pe umărul Lui. Referința Lui era tocmai cu privire la această domnie eternă de care pot avea parte toți cei care ascultă de Domnul. La început am spus următorul lucru. Că în profeție Isaia spune că oamenii îl vor numi minunat. Îl vor numi. Dar ca să-L numești. De exemplu, în afară de faptul că nu ești nervos, când zici despre cineva ceva, cât de cât, de ce spui lucrul acela despre el? Pentru că îl cunoști, nu? De exemplu, dacă zici prostule, asta zice Biblia să nu zici. Da? Dar cred că numai nu-l cunoști destul. Dar de-aia ai spus așa. Ca să îl numești pe Iisus Hristos minunat, trebuie să-L cunoști. Apoi să crezi în El. Să ai convingerea fermă că într-adevăr este minunat. Acum nu știu pe câți oameni din lume i-ați auzit spunând despre Iisus Hristos că este minunat. Privind de la distanță, Iisus Hristos nu pare minunat. Nu-L cunoști. Este ca și, este o persoană. Este persoană divină. Dar este persoană. Exact același lucru se întâmplă când noi avem relații de la distanță și punem etichete cu privire la oameni. Ăla e așa, ăla e așa, ăla e așa, ăla e așa. N-ai vrea să te numeri printre cei care recunosc că cel născut în Iezlea din Betleem este minunat. Dar nu așa la grămadă și pentru că un om la un amvon într-o seară de Crăciun spune, zic că Iisus Hristos este minunat. Sau pentru că a spus Isaia, în urmă cu 2700 de ani. Și pentru că aceasta este convingerea ta. Pentru că ți-a descoperit Duhul Sfânt. Pentru că ai pătruns Cuvântul lui Dumnezeu. Și ai înțeles că Iisus Hristos este minunat. N-ai dorit să ai și tu parte de lucrările sale minunate? Și mai ales de persoana sa minunată? Haideți să ne plecăm înaintea Domnului într-o rugăciune. Să-i spunem, Doamne Iisuse, recunosc că ești minunat datorită persoanei tale. Nimeni n-a existat și nu va exista ca și tine. 100% om. 100% Dumnezeu. Ești Dumnezeu din Dumnezeu adevărat și în același timp ești 100% om. Asemenea mie. Dar fără păcat. Ești minunat datorită caracterului tău sfânt. În mod desăvârșit. Ești minunat datorită lucrărilor tale. Ce minunată lucrare de mântuire să vii în lume pentru mine, să te cobori în mocir la păcatului, să te lași contaminat cu cele mai groaznice păcate ca să mă salvezi pe mine. Asta înseamnă că ești cu totul ieșit din comun. Că uimești prin frumusețea morală și spirituală. Ești splendid, Doamne Iisuse. Ești excepțional. Ești minunat prin poziția ta din cer. Astfel încât poți mijloci în chip desăvârșit pentru mine. Ești minunat prin destinul tău. Vreau să fiu și eu împreună cu tine în împărăția ta minunată. Vreau să am parte de lucrările tale minunate.
Cine va chema numele Domnului va fi mântuit. Avea să predice Petru, citim tot din Vechiul Testament. A chema numele Domnului înseamnă a cunoaște pe Domnul. Înseamnă a recunoaște că este minunat prin persoana, caracterul, lucrările, poziția și destinul lui. A-l numi minunat înseamnă că nu este altul prin care ai putea căpăta mântuire. Este aici cineva în această seară care, mișcat de Duhul Domnului, ar vrea să-L cheme pe Domnul Iisus Hristos minunat. Să recunoască că este minunat și în felul acesta să beneficieze de mântuirea Lui. Ai putea să arăți cu mâna ridicată pe Domnul să te binecuvinteze. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Am văzut la balcon. Domnul să vă binecuvinteze. Slăviți să fie Domnul. Ești minunat, Doamne Iisuse. Nu este altul ca tine. Poate vom fi mai rezervați în folosirea cuvintelor. Și vom rezerva acest cuvânt aici și în veșnicie pentru Domnul Iisus. Este minunat Domnul Iisus. Binecuvântat să fie numele Lui. Amin. Dacă am putea chiar cântând o cântare despre cât de minunat este Domnul Iisus.